Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E unde plătim taxe, dar destul de des, aș zice, suntem nevoiți să ne descurcăm singuri ca să obținem servicii pe banii care ne rămân după ce plătim taxele pe care le plătim pentru serviciile respective. E un pic alambicat ce ai spus, dar sunt de acord cu tine. Asta este Republica Fantastică România. La medic, nu? La analize. Da. Plătim adesea din buzunarul propriu, dacă putem. Nu? Că altfel parcă nu-s niciodată locuri sau fonduri pentru serviciile publice. Așa e. În educație, mulți părinți plătesc din bani proprii meditatorii, că școala e mereu subfinanțată și ineficientă și atunci, ca să nu știu, mai dai la meditator. De acord. Dar nu plătim taxe pentru asta, adică n-ar trebui să ne punem întrebare. Mă, dar de ce dăm bani statului să se ocupe de asta, după care tot noi dăm bani să ne ocupăm și noi de asta? Nu? Bine, cumva ne punem întrebarea, dar nu e ca și cum contează. Da. Mai nou, unele comunități încep să se organizeze ca să utilizeze ele însele școlile și nu cu o tablă de scris, o imprimantă sau cretă sau nu știu ce, ci cu centrală termică, pur și simplu, ca să nu înghețe copiii în clase. Da, e celebru fond al școlii sau al clasei. E altfel, e chiar mai dezvoltată toată treaba. De exemplu, la școala gimnazială Preda Buzescu din Vlădaia, scrie ziarul Libertatea, Vlădaia e o comună undeva lângă Drobeta, Turnul Severin. Aici elevii și profesorii îngheață în clase, temperatura din clase nu depășește aproape niciodată 16 grade Celsius și stau îmbrăcați. Bun, cineva ar putea spune, la 16 grade nu ia de frigă. Când stai 8 ore la 16 grade, să vezi ce bine e. Ne îngheață mâna pe cretă. Copiii stau cu gecile pe ei, spune directoarea Gina Vlaicu. În consecință, săptămâna trecută, în Vlădaia, la Căminul Cultural, elevii școlii și profesorii s-au organizat și au pus în vânzare obiecte confecționate de ei ca să strângă fonduri cu care să cumpere o centrală termică nouă, cu care să încălzească sălile în care învață. Cum vă spuneam, ne organizăm noi să facem ce ar trebui să facă statul, primăria, mă rog. Sunt deja ani în care venim toți îmbrăcați cu gecile, stăm așa în școală și așa plecăm și acasă. Ați merge cu plăcere la serviciu știind că acolo e frig. Ca în peșteră, copilul ce spune? Zice directoarea școlii din Vlădaia. Dar ce zice primăria? Primarul Viorel Spuză declară, citez, e rezolvată problema. În primăvară acum se rezolvă. Cum se face bugetul, cum e rezolvată. Deci după ce trece iarna, se rezolvă imediat. La vară o să fie chiar foarte bine din punctul ăsta de vedere. Ba chiar prea cald. Da. Și după aia domnul Spuză zice, la anul le promisei că în funcție de cât adună la târg, deci în funcție de cât adună ei la târg, le dau să-și ia o centrală nouă. Diferența la ce au adunat ei, suplimentăm și le dăm noi, că sunt atribuțiile noastre, nu ale lor. Și atunci, deci domnul primar știe, domnule, sunt atribuțiile noastre, dar și atunci de ce doar diferența? Adică... Că sunt de chiar tot. Dar dacă oamenii strâng mai mult decât costă centrala, ia el sub... Da, restul vine la primărie. Bune, ce judecată e asta? După hai, care... Mă, asta e o de-aia părintească, știi, să-i cointereseze pe copii. Uite, mă, copii, dacă adună, știi cum... Copiii sunt total cointeresați pe frigul ăsta. Tot părintește nu mai strânge taxe la primărie, presupun. Tot părintește. Adică dacă strângeți voi, dacă vă ocupați voi, nu vă mai iau eu banii, nu? Sau alea rămân. Domnul primar continuă. Cât să fie o centrală? 6.000-7.000 de lei? Atâta era acum 2 ani. Acum vă dați seama, să nu mai fi scumpit și ele. A spus primarul Viorel Spuză, PSD, aflat la al patrulea mandat, notează Libertatea. Și cu asta venim la o chestiune cu ceva mai mult subtext. Deci dânsul e primar 4 mandate, 16 anișori. Ceea ce înseamnă că a supervizat și finanțarea ultimei achiziții pentru școala respectivă din 2017, când au fost cumpărate nu una, ci două centrale termice. Deci acum 5 ani, în 2017, acolo s-au cumpărat două centrale termice care nu fac față, nu? Oare ce au luat? Adică ce s-o fi cumpărat atunci de nu fac față? Și directoarea zice, de ani de zile stăm cu gecile pe noi și e frig și nu mai putem, nu mai avem încotro și trebuie să ne organizăm noi. Vindem desene făcute de copii Sanchi, adică practic rugăm comunitatea să dea niște bani, să ne cumpărăm centrală, că uite primăria ce a făcut. Deci, nu știu ce trebuie centralele alea, școala are 5 clase la ciclu primar, 74 de elevi, 4 clase cu 73 de elevi în ciclu gimnazial, 15 preșcolari, spațiul ce trebuie încălzit, 2000 de metri pătrați, plus sală de sport, două laboratoare și cancelaria. Iată ce mai spune directoarea, Gina Vlaicu. Doar în primul an au fost calde caloriferele.
când au dat în funcțiune centralele. De atunci tot timpul am avut probleme. Ba cu pompele, ba cu altceva. Și primarul răspunde. Ei, adică copiii și profesorii, vor o centrală mai mare. Pentru că sunt mai multe calorifere decât, știți? Dar în primăvară e rezolvată, vă spusei. Sunt mai multe calorifere decât ce? La 2000 de, decât, la decât 2000 de metri pătrați, el a dat un preț de centrală de apartament acolo. Da. 6-7 mii de lei, poate chiar mai scumpă. Da. Deci a luat două centrale de apartament pentru 2000 de metri pătrați. Păi cam aia a luat de bani. El descoperă, da, că sunt mai multe calorifere decât și se oprește. Păi decât pot duce centralele. Evident. Care au fost cumpărate în 2017, da? Nu? Cel mai probabil. Și directoarea adaugă, încercăm cu toții, zice ea, să găsim soluții, să lucrăm în echipă, că școala nu e proprietatea mea. Și dincolo de funcție, mai important e să lași ceva în urmă, să se vadă ceva. Mai punem mâna și pe Bidinea, că școala e casa noastră acum. Și am încheiat citatul. Dar nu mai bine, nu mai plătim noi taxe, dacă tot trebuie să cumpărăm tot și toate. Adică, serios, dacă așa se lucrează, mai bine ne gestionăm noi, ne facem niște comunități de-astea, așa, falansterul de la Europa FM. Și ne plătim noi ce e de plătit și cu asta, asta mai facem o economie. Că statul, uite, nu se preocupă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.